Am revenit, continuăm discuția cu doamna Valentina Palaghia, administrator la o nouă sală de sport deschisă în Iași, așa cum am spus și în prima parte a emisiunii, s-a deschis o nouă sală pe strada Otilia Cazimir cu dotări ultramoderne, aparate de ultimă generație și iată, doamna a spus că vor fi și surprize pentru clienții noi. Important e ca lumea să practice cât mai mult sport pentru că avem nevoie. Am discutat în prima parte a emisiunii despre specificațiile tehnice pe care le aveți acolo prin sală, aparate și ce mai aveți de gând să implementați. O chestiune care aș vrea să vă întreb despre suplimentele acestea nutritive. Vedem, se face multă reclamă. Lumea uneori abuzează de acestea. Și nu știe în cine să mai aibă încredere, având în vedere că sunt atâtea produse pe piață. Da, avem atâtea suplimente. Care ar fi părerea dumneavoastră? Suplimentele nutritive în viața sportivului sunt foarte importante pentru că ajută sportivul să ducă până la bun sfârșit exercițiile pe care are de gând să și le facă. Suplimentele nutritive pe care noi le avem în sală sunt, ca și raport calitate-preț, sunt printre cele mai bune din România. Ele sunt, ca și dovadă, folosite de către FRF, FRT, în România, de echipele mari de fotbal din Divizia A. Și nu numai. Chiar și... Cum ați ajuns la concluzia asta că asta trebuie să le aducem? Adică ați studiat, nu bănuiesc? Am studiat, da, am googlit, ca să zic așa, și printr-un prieten bun am dat peste acest furnizor de suplimente. Da, e important. Și dacă, clientul din sală vrea un anumit supliment, are cineva să explice, domnule, că nu-i bun ăsta, domnule, pentru domnia ta ar trebui să folosești suplimentul respectiv. Da, întrebăm clienții pentru ce anume vor, dacă au mai folosit sau nu suplimente nutriționale în domeniul sportiv până acum sau nu. În primul rând, instructorul ne spune ceea ce trebuie să folosească. Îl trimite la recepție, recepționerul. Ca așa și medicii ne spun, consumați vitamine, dar știm că prea multă vitamină, un anumit tip de vitamină nu e bun, nu? Da, noi nu avem de unde să știm istoricul dacă folosesc prea multă vitamină sau nu până atunci. Nu, zic așa, în general, și de asta spun suplimentele astea. De aceea noi avem încredere în instructor. Instructorul vede e baza, oarecum, nu? Deci cât a lucrat în momentul respectiv, dacă mai are nevoie de ceva în plus pentru a continua exercițiile sau nu, sau e nevoie de o pauză. Fetele de la recepție au listate produsele pe care le comercializăm, pentru ce sunt bune fiecare ingredientele lor și totodată le înmânăm și clienților să vadă ce anume consumă. Fitness, am văzut că faceți și fitness acolo, nu? Da, fitness. Fitness înseamnă exercițiile toate pe care și le fac clienții la aparate. Bun, ce recomandați, cel puțin acum ieșim din iarnă, ne ducem spre primăvară, bineînțeles că organismul trebuie să adapteze un pic organismul este amorțit, ca să zic Știm așa. Știm că iarna kilogramele mai multe kilograme. Iarna, într-adevăr, suntem mai leneși, stăm mai mult în pat, stăm mai mult pe scaun, mai ales persoanele care lucrează la birou, deprind tot felul de dureri. Mușchii noștri au în compoziție niște venișoare foarte mici, numite capilare, care, odată ce nu sunt lucrate, cumva atrofiază mușchiul. Și tocmai de asta persoanele care stau mult la birou au dureri de umeri, dureri de spate. Da. Gen eu, de nu știu. Da. Așa. Tocmai de asta e recomandată o criosaună. Da. Dacă n-ați instalat, încă nu vin. În curând veți fi primul anunțat. Da, de asta persoanele care stau mult la birou încep să-și se lățească în zona abdominală, să capete culăcei, aripioare. Am înțeles. Deci e ca să vin la sală, nu? Nu zic asta, nu. Dumneavoastră știți cel mai bine dacă trebuie să nu, dar clar trebuie, că nu e bun neapărat sala
pentru fizic, pentru aspectul fizic, este bun și pentru creier. Dar pentru, știți ce nu înțeleg eu în lumea asta? Mitul ăla, la o persoană cu 180 de centimetri, 1,80 m trebuie să, ca să fie în greutatea standardă, ideală, alea, nu, 70, că e 70 cu 10, la femei, da. E cu 10.000, dar am văzut că și bărbații, da, la bărbați este distribuit, bun, dacă are 1,80 trebuie să aibă 80. Care ar fi? Că aici nu înțeleg, poate sunteți mai în domeniu decât mine. Nu, sunt neapărat mai în domeniu. Asta știu cel mai bine medicii, de ce au clasat neapărat acest tabel, ca să zic așa. Dar instructorii ce zic? Cum se ghidează ei când preiau un client și îl bănuiesc că ochiometric e prima oară, nu? Contactul dintre instructorul de fitness și clientul, nu? Ochiometric îți dai seama atunci când vezi o persoană. În principiu, oamenii care vin la sală, cel puțin fetele, poartă colanți, vezi anumite zone pe care trebuie să le lucreze clienta. Chiar și clienta spune ce anume vrea să lucreze și se recomandă anumite exerciții pentru anumite părți ale corpului. Dar sunt și cu trimitere de la medici, doamne, că du-te la o sală, că ai probleme în zona aia, vin și... Ar trebui să fie trimiteri din partea medicilor, dar, din păcate, medicii mai mult fac trimitere la farmacie. La farmacie, da. Da. Trimiterile ar trebui să fie, în primul rând, să-și vadă de sănătate, în primul rând, de fizic, de că totul pleacă de aici. Ce părere aveți dumneavoastră ca om care s-a implicat în acest domeniu despre reticența asta a oamenilor de a face sport, că unii sunt reticenți, unii sunt conștienți, în primul rând că trebuie să facă mișcare și sportul înseamnă sănătate, dar sunt și mulți reticenți, ca să nu mai zic că sunt părinți care au luat-o cumva razna, ca să zic așa, cu copii de 10, 11 ani sau 7, 8, 9, 10 ani la lanțurile astea alimentare, da, de tip fast food. Oamenii, mă gândesc că nu vor să vină la o sală de fitness și din comoditate, din comoditate și din lene, nu? Ca să zic așa. Sunt ei obișnuiți să stea acolo în mediul lor. Dacă tot a fost bine până acum, de ce n-ar fi bine în continuare? Să nu-i scoată nimeni din zona asta de confort. Din zona asta de confort, exact. Și eu asta zic că ar fi primul lucru care împiedică. Dacă ar fi difuzat la televizor, dacă ar fi difuzat în mass media, da, medicii, dacă ar spune din primul grai tot felul cred de... Cred că e și o chestie de voință. Tot felul din... de lucruri care să-i facă să se mute din scaun, să da, plece cum efectiv. Ar trebui să fie mesajele mai vehemente, mai hotărâte? Că și aici vedem că sunt atâtea emisiuni la televizor. Vin specialiști, medici, domnule, sunt și pe rețelele astea de socializare destule. La un moment dat toți sunt experți în medicină dacă privim așa cel puțin pe rețele, dar toți sunt experți verbal, dar nu că ar fi. Nici eu nu sunt un expert sub nu nicio zic formă. Măcar dumneavoastră ați investit, dar sunt medici, ca să zic pe românește, sunt unii medici, am văzut obezi și ei dau sfaturi de cum ar trebui să mâncăm, cum ar trebui să fim sănătoși. Ar trebui să promovăm lucrurile bune pe care le face mișcarea fizică, în primul rând. Să spunem, nu știu, că previne osteoporoza, că previne diabetul, că reglează glicemia, că lucrurile astea sunt adevărate, că îmbunătățește calitatea somnului. Nu știu să vă dau mai multe exemple. Cântărește oasele, previne chiar și apariția acneei. Sunt multe persoane care au probleme cu tenul. Făcând mișcare, porii se deschid, sunt eliberate toxinele și astfel scăpăm de toxine. Da, tenul devine mult mai curat. La fel și ce să vă mai zic? Ați făcut predicții cam care ar fi vârful de sezon, nu? Ați început în februarie, cam când preconizați că va fi sala plină? Bănuiesc că acum, cred că, nu știu, cum
posibil după ce se termină perioada asta de post, urmează Paștele, sărbătorile și după Paște, bănuiesc, că nu vine vara, toată lumea trebuie să arate slim fit. Iar și trebuie... de pe acum ar trebui oamenii să lucreze la, am persoane pe care le-am întrebat în sală și lucrează de pe acum pentru aspectul fizic ce își doresc să-l aibă în vacanța de vară. Nu e suficient o lună, două să tragă înainte de a pleca în vacanță ca să arată bine în costum de baie. Trebuie să lucreze din timp pentru a ajunge la anumite proporții dorite. Care ar fi idealul? Se spune că medicii spun în general 8 ore de somn, 8 ore de muncă, 8 ore de repaus. Acest repaus în alea 8 ore de repaus cu exerciții, nu? Sunteți de acord cu această afirmație? Fiecare își setează timpul așa cum poate și cum își permite, în funcție de job. Este foarte bine măcar 50 de minute pe zi omul să aibă grijă de educația fizică a sa, tocmai pentru a face cât mai bine lucrurile în toată ziua. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai bine ar fi ca omul să vină dimineața la sală. Își dă cumva un restart. În loc de cafea de dimineață, eu zic că este mult mai importantă o mișcare înainte de asta. Face un duș, eventual face o saună, își dă un restart corpului. Aveți și saună acolo. Da, avem și saună uscată. Este bine ca după antrenamentul fizic să facă 15-20 de minute, 30 de minute de saună. Ajută la fel la menținerea sănătății, la refacerea corporală, ameliorează tot felul de dureri pentru persoanele care au probleme de genul ăsta. Nu mai spun că stimulează imunitatea organismului, menține echilibrul corpului, sunt tot felul de... trucuri. Da, nu pot să zic neapărat trucuri, de beneficii. Am văzut, sunt destule investiții și în salină. Da. Noi avem acolo în... Știți că majoritatea copiilor, în general copiii au probleme cu respirația. Da, cu tot felul de alergii. Da, exact. Da. Și boli ale copilăriei, rinite și... Uh-huh. Da, sarea este foarte importantă. Noi avem în saune pus o parte, un perete, un mic perete, ca zic așa, de sare, care ajută în același timp și la aerul salien. Da, deci aveți așa ceva. Avem. Dar e și pentru copii? E benefic și pentru copii? E benefic și pentru copii. Bineînțeles, un timp mult mai scurt. La o temperatură mai joasă. La o temperatură mai joasă. Da, eu așa aș face. Am înțeles. Bun, mai aveți planuri, alte surprize în afară de această Criosano care a spus? Păi v-am spus despre cântarul. Cântarul? Cântarul tridimensional. Criosauna? Criosauna, da, v-am spus despre Criosauna. Alte surprize... Și deocamdată testați piața, nu? Nu neapărat testăm piața. Piața trebuia testată până acum. Avem de gând tot felul de echipamente inovative să aducem, dar pentru început mai avem încă de pus la punct una alta. După cum v-am zis, chiar și Criosauna o avem în sală efectiv, dar nu am instalat-o, urmează. La fel și cântarul avem efectiv în sală, dar urmează să-l instalăm și să-l promovăm. După ce trecem de etapele astea, cu siguranță vom căuta împreună tot felul de idei să le implementăm. Aveți cunoștință câte săli de sport sunt în Iași? Câte Sincer, nu știu, nu le-am numărat, nu le-am căutat. Sunt destule și încă mai e loc de cel puțin încă pe atât în Iași. Pentru că oamenii chiar au nevoie de mișcare. Sunt săli care într-adevăr se aglomerează și fiind atât de aglomerate, cumva clienții caută să-l mai libere. Deci, clar, este loc de... Da, de exemplu, știu că mai alerga lumea, cel puțin când se mai încălzește, mai alerga pe malul Bahluiului. Doar că, bun, e bună mișcare, doar că pe pavele alea să stai să alergi și mai degrabă vii la sală și alergi pe o bandă, nu? Pe bandă elastică, da. Da, nu mai spun că... Bine tare ar fi să se creeze niște locuri de alergat cumva mai în natură. Odată ce alergi pe Bahlui,
respir tot felul de noxe. Noxe, da. Păi și... unde? Unde? Poate nu le știu eu, locale. Poate le știți dumneavoastră, poate că eu nu le știu. Autoritățile locale poate să ne ajute în viitor și o să fie cineva acolo care să se implice mai mult și în privința asta. Cam cât ați investit în această sală? Valoarea proiectului a fost undeva la 400.000 de euro. Uh-huh. Cofinanțarea noastră a fost 100.000 de euro. Uh-huh. Nu știu să vă zic exact în sume. Bine, mult mai mare, având în vedere. Da, partea de cofinanțare 25%, 30%. 30%, da. 30%, da. Da, da, da. E investiție importantă. N-am tras încă totalul și mai ales având în vedere faptul că echipamentele s-au scumpit. Noi am venit cu mult mai mult de 30%. S-au scumpit pe pandemie, proiectul, nu? A fost, da, depus în 2019, toate s-au scumpit, a fost inflația din ziua de azi, știți, da, da, da. Cât de și mult. Și va ne-a dat peste cap, ne-a dat peste cap un pic. Ați lucrat cu bănci ceva? Nu. Da, lucram și cu bănci. A, lucrez și cu bănci? Și cu bănci. Da, e destul nu de... Nu se poate uneori fără ele. Nu se poate fără bănci, nu? Nu se poate. Da, e important, o investiție importantă făcută. Ați riscat destul de mult un pic, într-un, da, domeniu, într-un domeniu cel puțin nou. Avem o experiență de viață în antreprenoriat. De la 20 de ani suntem în diverse afaceri. Am studiat. Aveți un backup în spate. Da, aveam. Da, nu avem în domeniul ăsta, avem în alte domenii și oarecum... Da, e important că un nou antreprenor, ca să zic așa, să intre pe piață, să intre într-un domeniu care îl cunoaște foarte bine, să intre țintit într-un domeniu care îl știe. Așa cu un backup în spate de, da, în lumea afacerilor. Da, ne-a ajutat asta, clar. Chiar dacă într-adevăr nu a fost în niciun caz, nu are nicio legătură cu sala de fitness, dar ne-a ajutat. Ne-a ajutat pe alte părți, de marketing, de management, uh-huh, de birocrație, multe relații cu oamenii. Experiență de viață. Bun, ca să știe și oamenii, că a spus la punctul afacerii, cam, acum, dacă ar fi să o luați de la capăt, ați mai începe? Ce anume să încep? Proiectul ăsta. Dacă ar fi să fiu la început, da, fără niciun backup în urmă? Iar cu hârțogăraie, cu hârtii, că așa e în România. Mai bine batem cuie cu capul decât să începem o afacere nouă. Sincer, nu știu. Sincer, nu atât știu de multe dacă, hârtii și... Da, sincer, nu știu dacă aș mai începe prin asta, pentru că este foarte, foarte, foarte mult stres. Cred că aș începe cumva cu bani proprii. Dar bine, momentan nu am avut nici de unde să venim cu un aport atât de mare. Uh-huh. Poate pe altă aparatură mai low cost, poate că da, dar având în vedere că e cu soluții de second hand, de aparatură second hand. Sunt pe piață, bineînțeles, și variante de second. Uh-huh. Dacă am fi făcut și cu second, am fi ieșit mult mai ieftin. În schimb, dar, client când second, intri undeva într-o afacere, vrei cumva să fii peste alții. Bănuiesc și este bine să vii cu lucruri la mai... clienți de top, nu la, da, client second, nu? Nu pot să zic așa, nu. Nu vreau să-i împart clienții sub nicio formă. Clienții care sunt second, cum ziceți dumneavoastră, ei pot fi învățați și pot să fie și ei totodată clienți de top. Uh-huh. Prin impunerea unor reguli de igienă, de disciplină, de curățenie, de ordine, de respect și totodată prin faptul că ei respectă aceste reguli devin și ei clienți de top. Chiar din punctul ăsta de vedere, că mai avem foarte puțin și încheiem emisiunea, din punctul ăsta de vedere, cum sunt românii? Sunt disciplinați? Sunt occidentali? Gândire occidentală? Sau da, tot... foarte puțin clienți sunt disciplinați. Dar înainte de a intra în sală... Că de asta v-am întrebat clienți second. Înainte de a intra în sală, le spunem regulile sălii, le prezentăm fiecare echipament, le spunem că trebuie să folosească neapărat prosopul pentru igiena sa și igiena tuturor clienților. Uh-huh. Adidas de schimb, nimeni nu intră în sală fără a-și pune, avem un aparat de încălțat automat... Nimeni nu intră în sală fără să se încalțe cu acei papuci deci, de muncă folosință. Deci, teoretic, noi românii mai avem de muncă la capitolul avem ăsta, nu? Avem foarte mult de muncă, dar nu. Oamenii sunt comunicativi cu noi și cooperenți și înțeleg lucrurile astea și respectă. Cel puțin până acum, foarte puține cazuri am văzut
Într-adevăr, dacă vedem că nu se poate sub nicio formă cu clienții și nu putem să-i disciplinăm cu scuzele de rigoare, ne pare rău, le înmânăm bănuții înapoi și poate în alte săli o să aibă, o să aibă loc și o să le fie permis să se desfășoare cum vor ei. E interesant și noi vrem să ne simțim ca la noi acasă, vrem să învățăm, să le fie bine, să le facă plăcere să vină la sală, să nu fie, nu știu, supărați motivul că persoana de lângă poate miroase sau că se întâmplă și lucruri se de genul ăsta. Da. Păi de asta va fi treaba cu românicul. Bun, doamna Valentina, trebuie să încheiem emisiunea. Aveați emoții că n-aveam ce să vorbim 40 de minute. Iată că până la urmă am avut ce discuta. Ați spart și gheața, ați fost pentru prima oară într-o emisiune televizată. Da. Ce să vă spun? Mult succes cu afacerea pe mulțumim care mult să fie ați început acum și domeniul ăsta total nou pentru dumneavoastră. Veți avea nevoie și de noroc, ca să zic așa, dar un gram de noroc și cu multă perseverență, cred că sunteți pe drumul cel bun. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, Cezar Floristeanu vă urează toate cele bune. Această emisiune a fost oferită de Cotmari.